Mulțumesc mult, domnule președinte. În declarația politică din această săptămână doresc să vă vorbesc despre una dintre cele mai presante probleme de pe agenda europeană, și anume rezultatul referendumului din Marea Britanie, care aprobă ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană și consecințele acestuia asupra construcției europene în ansamblu și asupra României în mod deosebit. Stimate colegi, stimați colegi, rezultatul referendumului privind apartenența Marii Britanii la Uniunea Europeană reprezintă o zi tristă pentru proiectul european și ne arată, din păcate, că pericolul euroscepticismului și extremismului la nivelul Uniunii Europene este acum mai mare ca oricând. Asistăm astăzi la o întărire fără precedent a discursului anti-european și a extremismului naționalist și populist, precum și la o tendință de repoziționare față de leadership-ul european de la Bruxelles. Este adevărat că în ultima perioadă Uniunea Europeană s-a confruntat cu tot mai multe provocări, cu foarte multe crize care au determinat intensificarea curentelor eurosceptice și anti-europene. Ca răspuns, eu cred că este nevoie ca Uniunea Europeană să-și regândească strategia pe termen mediu și lung, iar familia europeană trebuie să fie solidară și unită, mai ales în asemenea momente. Sper că prin dialog, consens și fără reacții emoționale, Uniunea Europeană va strânge rândurile și va merge mai departe, respectând valorile europene. Sunt sigură că împreună putem contracara posibilele efecte negative ale acestui referendum, astfel încât curentele eurosceptice și anti-europene din alte state membre să nu fie utilizate, ca în cazul Marii Britanii, ca un precedent sau ca un element propagandistic, creând astfel un efect de bulgăre de zăpadă la nivelul Uniunii. În același timp, referendumul din Marea Britanie este o opțiune legitimă a cetățenilor Marii Britanii. Trebuie să luăm act de acest rezultat și să respectăm alegerea făcută de britanici, chiar dacă, așa cum am afirmat de fiecare dată, personal consider că locul Marii Britanii este alături de marea familie europeană și că Uniunea Europeană ar fi fost mult mai întărită dacă Marea Britanie rămâne sau rămânea în interiorul Uniunii Europene. În ceea ce privește efectele pe care decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană le va avea asupra României și mai ales asupra românilor care trăiesc în Regatul Unit, eu cred că este esențial să rămânem în continuare vigilenți, să gestionăm eficient efectele fiscale ale Brexitului și să negociem în beneficiul românilor care locuiesc și muncesc în Marea Britanie. De asemenea, parteneriatul strategic pe care îl avem cu Marea Britanie trebuie să continue, iar colaborarea bilaterală să continue să se întărească și să se dezvolte. Stimate colege și stimați colegi, cred că acest moment atrage atenția asupra viitorului construcției europene. Uniunea Europeană, pe care o știm, nu va mai fi la fel. În egală măsură, multe din problemele ridicate de Marea Britanie constituie semnale de alarmă, inclusiv la nivelul Bruxellesului, care ar trebui să țină cont mult mai mult, de acum înainte, de rolul și de implicarea fiecărui stat membru în procesul de luare a deciziilor la nivelul instituțiilor europene. Și sper că și la acest Consiliu European, care se desfășoară în aceste zile, vor fi discutate aceste aspecte. În acest context, România trebuie să rămână ferm atașată valorilor europene, implicate în proiectul european și să susțină, ca și până acum, importanța unității Uniunii Europene și nevoia identificării unor soluții comune și responsabile la actualele provocări europene. Unitatea proiectului european este fundamentală, mai ales în aceste momente de cumpănă, deoarece numai împreună putem fi cu adevărat o voce puternică în arena politică globală. Dar pentru a se realiza toate aceste lucruri, trebuie restabilită încrederea între statele membre, trebuie restabilită încrederea în proiectul european. În același timp, în actuala paradigmă a redefinirii construcției europene, România are oportunitatea să-și asume un rol mult mai important la nivelul Uniunii Europene, să devină un actor puternic și un generator de politici europene, atât la nivel regional, cât și la nivelul Uniunii Europene în ansamblu. Aceasta poate fi șansa noastră să demonstrăm că locul României este în elita europeană și că putem contribui în mod constructiv și decisiv la consolidarea unei Uniuni Europene solidare, puternice și competitive, având la bază încrederea și respectul față de valorile europene. Vă mulțumesc, Ana Bircel, deputat Colegiul 5 Vaslui.